Dar nu o să vorbesc foarte mult. Ideea e că vreau să vă mulțumesc noastră pentru că ați venit o dată. Domnului Grigoraș, care a avut ideea strălucită de a cuprinde vizionarea asta în ceea ce se numește a doua ediție a Festivalului de Teatru Internațional de la Tuda. Și nu în ultimul rând, domnului Ciorca. Acolo este o poveste foarte interesantă. Am fost la o expoziție la Cluj. Nu îl cunoșteam pe protagonist, pe expozant. Se numește Petru Dimov și el a avut, la un moment dat, ideea de a face o legătură între domnul Ciorca și mine. Eu am filmat la expoziția lui, era o expoziție de street photography, fotografie de stradă, alb-negru, foarte faină de altfel, și a avut inițiativa de a ne pune în legătură. M-a sunat domnul Ciorca și mi-a zis, știți, eu sunt de la, n-ați vrea să vă implicați într-un proiect care presupune un scurt metraj, zice, tema e puțin mai ciudățică, eu am făcut o lucrare cu personalitățile care își dorm somnul de veci în cimitirul din Cluj. Am zis da, mi-a plăcut sinceritatea domnului Ciorca, a zis de la început că e pe gratis și măcar știm cum pornim. Și am zis da, ne-am întâlnit și s-a întâmplat până la urmă să reușim să facem niște filmări în cimitir. Foarte interesant, de întâi mai s-a întâmplat chestia asta. Nu vreau să insist foarte mult, o să avem și câțiva invitați care să ne spună câteva cuvinte. O singură chestie, cu vreo două zile în urmă mă uitam la televizor la un reportaj și era o chestie care mi-a plăcut acolo. Era vorba de felul în care merge societatea, mai degrabă civilizația noastră contemporană. Era vorba de perioada în care petrolul era în mintea unora la discreție, s-au construit o felul de să zic așa, centrale de generare de energie pe bază de petrol, când lucrurile nu mai păreau să meargă bine, au rămas, să zic așa, abandonate. Și s-a făcut așa evidență, cumva, a clădirilor abandonate la nivel mondial și unul dintre cei care vorbeau, să zic acolo, erau gazdele acelui documentar, a zis o chestie care mi-a rămas puțin așa, nu știu de ce, poate mă ajută și unii dintre invitați să înțeleg de ce. A zis că noi, făcând comparații cu diverse civilizații, Inca, Maya și așa mai departe, a zis acel vorbitor că suntem singura civilizație care trăiește printre ruinele propriilor construcții. Acum, nu știu dacă ceea ce facem noi astăzi se numește o construcție sau dacă activități similare sunt construcții, dar de altă natură. Eu aș zice că cel mai important pentru toată lumea e să încercăm ca din aceste construcții, măcar astea mai imateriale, să facem cumva să nu ajungă ruine. Ca să ne încadrăm și noi în cele spuse de vorbitorul din reportaj. Aș vrea să vă spun cumva așa agenda zilei de astăzi sau a perioadei pentru care suntem toți aici. După ce o să vă mulțumesc eu că ați venit și v-ați rupt din timpul dumneavoastră să fiți prezenți, o să-l invit pe domnul Ciorca, protagonistul a ceea ce veți vedea dumneavoastră și cel care a stat, de fapt, la baza acestei idei de scurtmetraj. Eu am fost băiatul care știe să dea rec pe butonul roșu, atât. Și care știe să facă montajul, atât. Și atât. Ajungeți. Ok. După care o să ne uităm cu toții la filmuleț și se spune de obicei că sunt oameni, sunt cel puțin dintr-o anumită perspectivă sau în baza unui anumit criteriu, sunt două tipuri de oameni care reușesc mai puțin și mai mult. Noi avem șansa și onoarea de ai fi putut invita și mai ales de a ne răspunde dânsi la invitație, să îi avem printre noi pe unii dintre cei care au reușit mai mult. Poate v-ați întâlnit, este vorba de domn profesor Răzvan Neagu, doctor în istorie, domnul Ciprian Ritman, la fel doctor în istorie și profesorul universitar Dr. Cătălin Fălezău, care la un moment dat înțelesesem că ar fi fost prins cu activități la universitate, dar ne bucurăm că a ajuns și domnia sa. De asemenea, este alături de noi domnul primar Ioan Roman de la Vișoara. Pentru cei care știți, unul dintre cei care o să apară în filmulețul pe care o să-l vedem, se numește Ion Bozdoc, sau Ion Bozdoc, care este din Urca și chiar domnul Ioan Ciorca a fost cel care s-a ocupat de o carte despre viața și activitatea lui Ion Bozdoc. Dar nu o să intrăm acum în detalii, o să-l invit pe domnul Ciorca să vă zică și dânsul câteva cuvinte, după care o să ne uităm la filmuleț. Pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o, permițându-mi să mă
adresez dumneavoastră în această mulțumesc domnului Marian pentru felul în care a realizat acest film pe care o să-l vedeți. Este un film extraordinar care pe mine pur și simplu m-a impresionat. Profesional simplu cu care a fost realizat, mai ales că a existat așa de cum a spus pe Marian în Nazarena. Și totuși a ieșit, zic eu, o lucrare deosebită. Mi-am urcat câteva cuvinte, nu vreau să vă țin, nu vreau nici să uit ceea ce trebuie să răspund și nici să divaghez, dat fiind faptul că subiectul cinefilului central cel mai mare, ca pe la prima și din Cuștapo, care este atât de vast, mi-am urcat câteva idei și în câteva minute îi răspund. Nu vreau să uit nimic pentru această ocazie. Deci filmul se trebuie a fi un mic omagiu adus celor care au participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Și tocmai pentru faptul de a nu fi prins spectatorul, s-a optat la propunerea domnului Marian, care este specialist, am optat pentru o durată de circa 20 de minute. Și din acest motiv, în film apar o mică parte, foarte puțin din personalitățile participante la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Așa că sper să nu fie, să nu fie plictisitor și să fie extrem de, știu, de atractiv, să spun așa. Plimbarea prin cel mai mare cartier al liniștii din oraș, am desfășurat-o în acest film, pe două trasee principale, surprinzând imagini cu locuri întrede, ale câtorva personalități care și-au lăsat amprenta nu doar asupra comunității fujene, ci asupra celei transilvanene. Astfel, îi veți întâlni pe memorandistul Teodor Mihali, pe generalul Alexandru Hanzu, pe inginerul arhitect Leogu Oțel, pe juristul Traian Pop, pe nepotul lui Avram Iancu, precum și mulți, mulți alții. Și pentru că suntem la Turda, cred că de interes pentru comunitatea turdeană este și întâlnirea cu Ion Bozdov, născut în depresiunea Turzii, în satul Urca, din comuna Vișoara. Dacă permiteți, aș spune câteva cuvinte despre acest fiu al locului, personalitate marcantă, dar din păcate, prea puțin cunoscută. El este parte a generației care a făcut posibilă unirea de la 1 decembrie 1918, iar în cei 76 de ani de viața săi a trecut, practic, prin trei perioade istorice. A prins dualismul austro-ungar din Transilvania, România interbelică și România comunistă. A gustat din plin politica de maghiarizare forțată a naționalităților transilvanene, precum și politica statului comunist de sub Gheorghe Gheorghiu Dej, doi ani a prins și din epoca lui Nicolae Ceaușescu. Anul 1918 l-a găsit pe Bozdov în Dârja, iar comunitatea locală i-a încredințat mandatul de reprezentare la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia pentru a semna rezoluția ONU. În septembrie 44, în altul comisariat pentru Ardeală, l-a numit pe un Bozdov prefect al județului Mureș. Iar prima măsură pe care a luat-o a fost ordonanța numărul 1, care reașeza folosirea limbii române în administrație. Sigur că politica economică și socială promovată de prefect n-a fost pe placul celor din vremea respectivă. Aceste organizații, cum era astfel exemplu comuniștii și Uniunea Populară Populară Maghiară, așa, nu au fost de acord și având sprijinul Moscovei. În final, Bozdov ajunge să fie înlocuit din această funcție cu un om docil noi puteri și pentru toate faptele sale a fost recompensat cu 9 de temniță, întâi după aceea cu 4 ani, pe care i-a făcut sămanul la canalul Dunăre, Marea Neagră. A murit sărac, bolnav și neștut, fiind mormântat în cimitirul central din Cluj. Alături de el își petrece eternitatea și soția sa, Letiția Bozdov, fiică a Vlaiurilor Turdeneșia. În felul acesta, Ion Bozdov a ajuns în panteonul Transilvaniei. Rămâne doar ca strădanile sale, colosul nației din care s-a întrupat să fie cunoscute, recunoscute și continuate de către contemporanitate, fiind apreciate la justa lor valoare, pentru că rămâne Ion Bozdov să-și ocupe locul pe care îl merită în galeria marilor bărbați ai generației celor care au făcut unirea, în urma care s-a născut România Mare. Filmul pot spune că este o încununare
a unei munci de cercetare întinsă de mai bine de un an de zile, concretizată în titlul istoric intitulat Ajungerea cimitirului tuturor. Este vorba despre această lucrare. Este prima, pot spune, ca amploare, ca informații și ca ilustrații din scrisă în limba română, acoperind practic de partea din complet, trebuie să specific de partea din complet, cartea acoperă suprafața aceea de 22 de hectare, de 8 trasee stabilite, cuprinzând foarte multe, puține și în comparație cu cele 60.000 de trasee funerare existente, deci cuprinzând foarte multe personalități care au marcat istoria Transilvaniei. Aici o să-l găsiți, printre altele, pe încă un turdean, Vasile Iuluțiu, pe jurnalistul, juristul Vasile Iuluțiu, care în 44 și în perioada dictatului lucrase aici la Tudor. Aș mai vrea să profit de prezența aici ca să vă mai prezint încă ceva. Încă o realizare, tot datorită oamenilor din Turdean, oamenilor de aici, este vorba despre povești și povestiri de Ion Creangă, adaptate în versuri, însoțite, cartea este însoțită de un CD-ul audio, este dată de 326 de pagini. Cartea asta, aceasta s-a născut din faptul că, în urma discuției purtate cu profesori, diversi profesori pedagogi educatori, care au susținut că graiul lui Creangă este prea complex și prea diferit pentru copii. Copiii noștri nu mai pot învăța așa ceva pentru că e prea dificil. De, am zis că poate să fie altă și am dat o formă, am îmbrăcat acel text în style versului și păstrând acele arhaisme din epocă, explicate, bineînțeles, în subsolul paginii. Cartea face parte din colecția Ghiozdanu Popovești, care sper că va avea trei volume. Primul este acesta, al doilea sunt în aceeași variantă adaptate poveștile lui Petrescu, adică legendele și masurile comunilor, iar cea de-a treia este amintirul din copilării. În grădile acestea, care urmează a fi distribuite în școli și grădinițe, au apărut datorită sprijinului comunității urbene, inițiatorul fiind domnul primar Ioan Roman, la care s-au adăugat domnul Constantin Popescu, administrator al SC Rea Rodcons, domnul Gheorghe Vierman, administrator al SC Germa Tex, domnul Ovidiu Mișor, administrator al SC Ada Rodcon și domnul Gheorghe Marin, administrator al SC Nord Lai Agrosec, cărora ți să le mulțumesc din suflet. În încheiere, sper că v-am ținut prea mult, vă doresc vizionare plăcută. Sper să vă fac această vizită prin cartierul Liniști, cel mai mare cartier al Liniștii al Cujului, iar informații multe și detaliate însoțite de imagini cu obiectivele respective și nu numai imagini în sine, ci și imagini care localizează pozițiile respective, vedeți găsi cei interesați în acest tip istoric. Unde am avut colaboratori pe de soția mea, datorită tenacității care am reușit să localizez pe teren obiectivele respective și să le fotografiez, dar aia se mai ușor de bine. Așa, domnului profesor Vladimir Alexandru Bogoslavievici de la George Palițiu, din Cluj, de la Liceu Palițiu și, în ultimul rând, domnului Vasile Reșița, istoricul, cred că îl cunoaște toată lumea, că omul ăsta, pur și simplu, este, în opinia mea, este o enciclopedie de ecran, la un moment dat, care îmi întreba să-mi dau mântiță în alții post, la postul în moment care de știți așa de bine. Da, îmi cer scuze că v-am reținut de acolo. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc vizionare. Îmi cer scuze că n-am zis de la început și îi ne-a ajuns, să nu știu să înțelegeți de ce chestia cu telefoanele.
Așa că vă invit și eu la rândul meu să vă puneți telefoanele live pe Facebook. Ok, mersi. Domnul DJ, sau cum să zic, banda vă rog. Apropo de aplauze, cumva simt așa și mărturisesc că îmi pare bine că simt chestia asta, că nu sunt ele un tip de la stand-up care intră pe scenă și fiind aplaudat, zice, yes, mă bucur să văd atâta entuziasm fals. M-am gândit să începem să îi rugăm pe invitații pe care i-am amintit să vină alături de noi cumva, să ne spună câteva cuvinte. Cred că undeva la jumătate de oră am mai avea. Nu vreau să restrâng timpul nimănui. Vreau doar să spun că odată cu stingerea reflectoarelor am avut ocazia să văd că mai sunt invitați care n-au reușit să ia loc. Nu știu, Părintele Marchiș, domnul regizor din Ticosa, actorul Radu Botar, dacă cumva a reușit să ajungă și domnile lor să se așeze, ar fi foarte bine dacă doresc lucrul ăsta. Și ordinea pe care am pus-o eu pe, așa zis, o afișa spectacolul al vizionării, ordinea speakerilor, am început cu domnul Neagu, dacă bine rețin, după care domnul Rivan și apoi domnul Felezeu. O să am rugămintea ca după ce termină dâns și dacă nu vă supărați, să-i dăm voie și domnului Ioan Roman să zică și dumneavoastră câteva cuvinte, fiind prezent alături de noi, cum ziceam și la început, ca cel care administrează locul de unde ar fi provenit Ioan Bozdoc. Domnul Neagu, vă rog tare mult, am mulțumesc. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, dați-mi voie să încep prin a felicita pe prietenul meu, Marian Oca, pentru acest film care literalmente m-a impresionat. Pot spune că efectiv m-a dat gata. Mă număr printre privilegiații care le-am văzut printre primii. Știu că mi l-a trimis într-o seară pe Facebook, pe privat, și după ce l-am vizionat, l-am sunat și am vorbit la telefon, cred că preț de peste un ceas. Și am terminat cu următoarea afirmație sau, mă rog, următoarea dorință. Nu l-am rugat, nu i-am spus dacă poate, ci am impus, efectiv, să facem așa ceva și pentru Turda. Neapărat avem nevoie de un astfel de film documentar de o calitate cu totul și cu totul excepțională pentru a scoate în relief și contribuția personalităților turdene care au participat la Marea Unire. Este foarte bine că acest film a apărut într-un an cu totul deosebit pentru istoria noastră. Este vorba, așa după cum bine știți, despre anul centenar al Marii Unii, nu al României, pentru că România este mult mai veche de 100 de ani. Filmul este conceput deosebit de bine, îmbrac foarte mult cadrele pe care Marian îl lua și nu în ultimul rând documentația foarte bună referitoare la micile fotografii ale personajelor. Vreau să vă spun că în cazul orașului nostru putem să identificăm personalitățile care au participat la Marea Unire. Încep prin a spune despre protopopul ortodox Iovian Mureșan, al cărui mormânt este chiar în spatele catedralei, despre viceprotopopul greco-catolic Nicolae Rațu, care se odihnește în cimitirul central, alături de neamul său. La Turda îl mai avem și pe Simeon Poruțiu, cel care a fost delegatul Reuniunii Învățătorilor Români din Comitatul Turda. Îl avem și pe Mihai Moldovan, cel de-al doilea prefect al județului Turda Arieș, care se odihnește și el în cimitirul central. Și nu în ultimul rând, avem și pe cel care a fost președintele Consiliului Național Român din Turda, este vorba despre avocatul Iuliu Popescu, care și el se află tot acolo. Bineînțeles că nu toți cei care au participat din județul nostru, putem să spunem, se află aici.
Este vorba despre avocatul Zosim Chirtoc, cel care a fost primul prefect român al județului Turda Arieș, care se află la Câmpeni, despre teologul greco-catolic de la Iara, George Mărie, care se odihnește la Timișoara, iar săptămâna trecută am avut o întâlnire deosebit de interesantă cu nepotul său, care locuiește la Cluj, și l-am lăsat la urmă pentru că este poate unul dintre cei mai importanți și mă refer aici la aspectul că acest om s-a jertfit literalmente și a sacrificat propria viață pentru un ideal. Este vorba despre Valer Moldovan, marele patriot român din Turda, cel care a fost în perioada interbelică și senator și deputat aproape în fiecare legislatură din Parlamentul României, care se află într-un loc necunoscut la Sighet, el murind în închisoare în anul 1954. Voi încheia doar sublinind că acest an este fundamental pentru istoria României, pentru că sărbătorim cel mai important moment al istoriei noastre. Nu mă feresc de cuvinte, ele sunt acoperite de o realitate istorică. Dacă poporul român a avut în istoria sa două constante care l-au ținut unit tot timpul, indiferent de stăpânirea, indiferent de regimul, indiferent de țara în care a trăit, acelea două au fost limba română și credința. Deși astăzi, parcă uneori nu mai avem nevoie de ele, ele sunt niște valori fundamentale care nu trebuie uitate niciodată și trebuie păstrate și conservate pentru viitor. Avem o limbă cu totul și cu totul deosebită, avem o credință, chiar dacă în Transilvania există sau a existat un biritualism între ortodoxie și greco-catolicism, au fost cei doi prămâni prin care spiritualitatea din Transilvania a respirat românește și s-a vorbit românește în cadrul bisericii, unde acolo românii aveau voie să își vorbească limba. Cei care au făcut Marea Unire trebuie priviți ca niște eroi. Ei sunt niște eroi ai neamului, a căror memorie trebuie conservată și păstrată pentru viitor. Ei sunt adevăratele modele și de comportament, și de educație, și de acțiune politică. Ei trebuie urmați, ei trebuie cinstiți și chiar dacă este un an aniversar în care este foarte bine să aruncăm, să îi spunem cu artificii peste tot, eu aș recomanda și un moment de meditație asupra jertfelor. Pentru că ei ne-au lăsat ceva foarte prețios, ceva pe care trebuie să știm, să-l prețuim, să-l ducem mai departe și să-l ridicăm cât mai aproape de perfecțiune. Și acel ceva este România. Vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult, domnule Răzvan Iancu. Să știți că nu sunt neglijent, asta e pentru reclamă, dar nu e reclamă asta, e pe față povedei. O să rog pe domnul Rickman să mi se alăture pentru câteva minute și să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc mult, Marian. O să încerc să fiu cât mai scurt. Încep prin a-i felicita pe realizatorii, atât pe domnul Cionca, cât și pe Marian, pentru mine un alt montaj pe care l-a realizat. Într-o primă ordine de idei, aș vrea să spun că ceea ce am văzut noi este o istorie caleidoscopică. E adevărat că un caleidoscop al elitelor românești de final de secolul XIX, început de secolul XX, cu prelungire în perioada interbelică, niște elite care se așează într-o continuitate filiască a celor elite de la mijlocul secolului al XIX-lea, care au creat o mișcarea națională clasică a acestui secol și care i-a avut în prim plan pe Barițiu, pe Simeon Bărmuțiu, pe Timotei Cipariu. Ceea ce am văzut e o continuitate a ceea ce a auzit Didier prima dată. Sunt elite care la final de secolul XIX au sprijinit ideea autonomiei Transilvaniei, agresată de ideea creierii dualismului austro-ungar, pentru că după anul 1905, când se va trece la activism, iar ideea revenirii la autonomie se pară oarecum vetustă pentru timpurile acelea, să fac o propagandă, poate un cuvânt mai învechit și el, dar asta a fost, a făcut o propagandă românismului
și idei de unire cu România. Aleg aici doar două dintre nenumăratele personalități pe care le-am văzut în filmul documentar, și anume Teodor Mihali, marele memorandist, cel care a pătimit alături de ceilalți care au redactat memorandul din acela în 1892 și care au fost judecați și încarcerați pentru singura lor vină de a fi servit națiunea română în 1894, un Teodor Mihali care a fost vicepreședinte, cum a spus și materialul, al Adunării Naționale, a fost apoi vicepreședinte al Senatului României, undeva în perioada interbelică, pentru ca imediat după moartea lui Gheorghe Pop de Băsești să fie și președinte interimar al Partidului Național Român, trecând ulterior în tabăra liberalilor. A fost de asemenea și vicepreședinte al Marelui Sfat Național. Mă opresc și la Iuliu Coroianu, pentru că merită reflectat, pentru că el are niște legături cu Turda interesante. Un Iuliu Coroianu, care este fiul unui mare teolog greco-catolic, este vorba de vicarul Silvaniei sau al sălajului Demetriu Coroianu, care nu este nimeni altul decât bunicul Iuliu Maniu, cum asta, pentru că una dintre fiicele lui Demetriu Coroianu, este vorba de Clara Coroianu, s-a căsătorit cu avocatul Ioan Maniu, care este tatăl lui Iuliu Maniu, altfel spus, jumătate din sângele lui Maniu este sângele familiei Coroianu. De ce spun că are o legătură cu Turda? Pentru că Iuliu Coroianu, și el memorandist, și el acuzat procesul memorandiștilor, a fost căsătorit cu Dorina Rațiu, una dintre fiicele lui Ion Rațiu. Vedeți, Dorina, e foarte interesant că confruntați cu maghiarizarea din ce în ce mai extinsă la finalul secolului al XIX-lea, românii transilvaneni s-au repiat onomastic într-o denominație de origine latină, mai degrabă, dar și greacă, mă rog, ca un simbol identitar. Deci, foarte mulți români și-au botezat copiii cu nume latinesc sau cu nume grecești, pentru că erau foarte greu de tradus sau aproape imposibil în limba maghiară. Ei, e și cazul Dorinei Rațiu, căsătorită cu Iuliu Coroianu. Nu vreau să extind discursul meu foarte mult. N-am putut să nu mă gândesc, văzând materialul, la elitele pe care le avem noi azi. Adică am văzut aici adevărate elite care au construit România mare și care au construit o democrație interbelică. Vrând nevrând, gândul te duce la ce elite avem noi astăzi. Nu vreau să persiflez în niciun fel elitele. Sunt cele care dau ritmul maselor. Francezii le numesc minorités agissantes, adică minoritățile care se agită și care imprimă o anumită direcție maselor, altfel amorfe. Închei spunând că trebuie să fim extrem de responsabili și foarte atenți ce fel de elite producem. Cred că e o datorie patriotică asta intrinsecă. Mulțumesc mult, felicitări celor care au realizat acest minunat material. La momentul la care a sosit domnul Bembea și m-a felicitat, am zis, păi nu neapărat pe mine și nu neapărat acum, mai bine după, că dacă vin după felicitările, s-ar putea chiar să fie mai sincer. Mulțumind încă o dată domnului Rigman, o să-l invit pe domnul profesor universitar, doctor Părintele Zău, să fie și domnul ăsta alături de noi în câteva momente. De asemenea, mulțumim pentru faptul că și-a răbit din timpul domniei sale pentru acest după colegii mei, e o seară mai specială. Aș porni de la ce afirmă aici prietenul și colegul Răzvan Neag, că o societate care se respectă trebuie să țină cont de limbă, trebuie să țină cont de credință. Aș mai ruga, trebuie să țină cont și de istorie, pentru că istoria este memoria noastră. Și dacă mă gândesc că trăim niște vremuri nu tocmai normale, o societate românească extrem de polarizată, în care lucrurile sunt văzute numai alb și negru, în care am început să ne urâm unii pe alții,
în care nu știm să întâmpinăm așa cum trebuie anul centenar și pe locuri am făcut suficient de multe greșeli. Mi se pare că acest film pe care l-am urmărit în această seară, după umila mea părere, este cel mai onest și mai extraordinar omagiu pe care l-am văzut până acum vis-a-vis de ceea ce înseamnă anul centenar. Și pentru asta nu pot decât să-i felicit pe autor, pentru că, într-adevăr, au făcut o incursiune în timp prin păstrarea acestei memorii. Și preluând ceea ce a spus la un moment dat Marian, aș putea spune că noi suntem cumva bântuiți de un duh mai rău. Anume că o personalitate trebuie să dispară fizic pentru ca personalității respective să-i recunoaștem meritele. Pentru că trebuie să o recunoaștem fără putință de tăgadă că marea majoritate a celor care au făcut unirea din 1918 au sfârșit în temnițe sau au sfârșit în uitare. Și acest lucru spune foarte multe. Eu cred că generația actuală trebuie să ia exemplul vechilor elite și să ducă mai departe ceea ce au făcut aceste elite. Pentru că în zilele noastre nu mai avem aceste elite care să ne reprezinte. Și aici este o mare durere, pentru că țara are nevoie de elite într-un context în care suntem asediați din toate părțile și nu știm ce va se întâmpla în anii care vor urma. Eu închei prin a-i felicita pe cei care au realizat acest super montaj și pot să spun, fără teama de a greși, că dacă francezii au Père-Lachaise-ul lor și noi ardelenii avem acest cimitir central de la Cluj, care echivalează cu cimitirul Bellu de la București, care la fel are aceeași memorie colectivă despre care noi trebuie să ne aducem aminte într-o cinstire acestui popor minunat și acestei țări pe care o iubim și de care nu vrem să-și bată nimeni în joc. Mulțumesc! Spuneam și cum l-am, nu pot să zic, am inițiat decât făcând gestul ăsta. Între ghilimele pe primarul Ioan Roman, o să rog și pe domnia sa dacă vrea să mi se alăture pentru două, trei vorbe. Dânsul fiind, cum spuneam, administratorul zonei de unde vine Ioan Roman. Ce spune, domn primar, că v-ați copilat, dar n-ați scăpat. Bună seara la toată lumea. Și aș putea eu să vorbesc după profesor universitar, după profesor de istorie. Reprezentăm Comuna Vișoara și ne mândrim cu mai multe personalități. Cred că dumneavoastră, Tudeni, știți, ați auzit de profesorul Mihail Iosivaș. Mureșenii se trag din lințul Luții. Ioan Bogdog, copil de țăran din Urca, a făcut 4 clase la Urca, gimnaziul l-a făcut la Tuzla, la liceul unitarian în limba maghiară, neștiind maghiară. A ajuns să, la sfârșitul gimnaziului, să știe mai bine ungurește ca și elevii de maghiară. Chiar la o sărbare de sfârșit de an școlar, a recitat un poem în limba maghiară, ceea ce l-a făcut pe directorul de atunci al gimnaziului să se înfurieze pe copiii de maghiari, că românul știe mai bine ca ei poezia respectivă. Ioan Bogdog a reprezentat copilul de român ardelean pe care eu îl invidiez generația de atunci, că au fost adevărat român. I-am publicat, am sprijinit să-i public biografia lui, mai multe cărți, printre care Statul polițist, Restituit, și vreau să vă spun că el, într-o polemică Astra, are iar un volum Astra și Românii din Secuime, polemică un academician maghiar tot, care a ajuns președintele Academiei Române, în care el a dat acesta și care a fost omorât în 1956, i-a demonstrat
din arhivele ungurești din Brașov, când s-a retras în timpul dictatului, că Valea Mirajului este românească. Lucrul acesta ne-a făcut să îi dăm o atenție cuvenită. Am primit de la familie 22 de caiete manuscris al lui Ion Bozdoc. În anul acesta vrem să le edităm cu ajutorul domnului Ioan Ciorca, cu ajutorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei și să le aducem la lumină. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun, nu știu cum să mă exprim, dar dumneavoastră știți mai bine ca mine, la Marea Unire, Biserica Unită, reprezentată prin viitorul cardinal Iuliu Hosu, s-a unit cu Biserica Ortodoxă, reprezentată de Miron Cristea și s-au prezentat la rege. Cred că de asemenea gesturi am avea noi nevoie astăzi. De asemenea vreau să vă spun că citeam undeva în Montesquieu, spunea că cei care au numele celor care au murit pentru patrie trebuie înscrise cu litere de aur în patrimoniul nației respective. Mă uit la dumneavoastră, suntem din Turda. Știți de cei 18 români uciși la podul de la Hărcana, cum e mormântul lor? Avem vreo obligație noi, generația de astăzi, față de acei români? Și vreau să închei, am citit o carte, acum chiar de o lună de zile, a lui Lucian Blag, Luntrea lui Carol. Și vreau să vă spun că n-am știut până acum, la vârsta mea, îl citează pe Inocenție Micu Clai, care spunea, mare episcop unit, nu poți învia decât în pământul patriei tale. Cred că ar trebui să o scriem undeva în toate locașurile de cultură și să ne educăm copiii în spiritul acestei idei. Eu felicit pe Nelu Ciorca, pe domnul Opea pentru ceea ce a realizat și vreau să vă spun că întotdeauna suntem alături de oameni de cultură și mă bucur că am avut ocazia să fiu alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Am epuizat timpul, dar înainte de a... Fac o paranteză, că tot se mai înțelează. În cazul în care ajunge pe Facebook, o să zic să ne înțeleagă chiar toți care se uită pe Facebook. Înainte de a vă mulțumi că ați venit în număr atât de mulți, o să... nu știu dacă să zic să lansez o provocare. S-a tot spus aici, acum, pentru partea de documentare, întreg meritul este al unui Ciorca. Dar s-a spus că filmulețul e făcut într-un anume fel. Mărturisesc că l-am făcut cum am știut eu mai bine, sau cum am putut mai bine, sau cu ce instrumentar am avut la îndemână. În cazul în care chiar sunteți interesați de o părere avizată în acest sens, nu știu, domnul Vidicosai, dacă aveți disponibilitatea să coborâți din Panteon și să ne spuneți câteva cuvinte vis-a-vis de cât se putea face mai bine sau cu cât se putea face mai bine, m-aș bucura tare mult dacă ați vrea să... Mulțumesc, domnul Oprea, dar nu o să merg acolo într-un anume motiv. Alături de Radu Botan suntem oamenii de aici care suntem cei mai obișnuiți cu lumina unei scene. Ori eu vreau să evoc exact o întoarcere de cap care să fie simbolică spre istoria pe care dumneavoastră ați evocat-o alături de colaboratori în film. Ce vreau să spun este că ar fi bine să ne uităm înapoi și să ne recâștigăm acel patriotism curat care i-au animat pe cei care au apărut în film și pe alții. Pentru că trebuie dusă înainte, așa cum spunea Boliaca, carelor grea povară trebuiește împins. Noi astăzi, așa cum s-a mai evocat aici de distinși și vorbitori,
am cam neglijat sau am uitat această sarcină de a face din poporul român măcar ceea ce a fost. Și fac apel la memoria noastră să vă gândiți acești oameni, fără telefon mobil și fără net, și fără hashtag și așa mai departe, cum au reușit să se unească între aceeași idee, pe distanță, nu știu, cu calul, cu trenul, să poată să lucreze împreună cu multă stăruință, ca astăzi noi să ne bucurăm de a 100-a aniversare, pe care vreau să vă spun până astăzi, și suntem aproape la mijlocul anului, încă n-am văzut măreția sărbătoririi pe care ar merita-o această țară. Bun. O să închei spunând că vreau să felicit pe cei care au făcut acest demers, să vă spun că mâine sau poimine, în afară de cei care sunt în materie, o să uităm aceste nume care au fost evocate aici, sau parte din ele. Dar n-ar trebui. Ar trebui mai departe, cu stăruință, să ne uităm și să le ascultăm, ca să continuăm, cum se spune în biserică, lucrarea lor. Să continuăm această lucrare, pentru că, tot cum s-a spus aici, avem o limbă, avem o identitate și ar trebui ca țara asta să meargă spre un viitor, nu vreau să vă spun despre Eminescu, la trecutul mare, mare viitor, nu știu cum va fi și habar nu avem, pentru că nu avem de la Dumnezeu această, acest dar, care de fapt nici nu este dar, că este o nenorocire, să știm viitorul. Să dea Dumnezeu să fie bine și să luptăm pentru asta și încă o dată felicitări celor care au făcut această evocare din punct de vedere cinematografic, fără cusuri, zic eu. Adică așa trebuie să arate un documentar. Mulțumesc! Dacă ar mai fi vreo 2-3 minute la dispoziție, dacă cineva ar mai vrea să mai zică ceva, poate face preț de 2-3 minute. Nu știu, dorește cineva, dacă nu, eventual putem, Părintele Machiș, vă rog. N-am îndrăznit că nu știam. Două cuvinte aș vrea să vă spun și eu. Ceea ce am văzut în acest film ar putea fi, pe scurt, caracterizat în felul următor. Viața de dincolo cheamă viața de aici. Cei pe care i-ați văzut exponenți ai trăirii neamului, ai frământărilor reale, nu închipuite, ai ființei neamului, ei ne-au chemat azi aici. Sigur, prin gura și prin strădania celor care au realizat momentul, dar e o chemare. Și acum mă întreb și pe mine și pe dumneavoastră, noi toți să ne întrebăm cum răspundem acestei chemări. Că orice chemare are nevoie de un răspuns, mai ales când e chemarea aceasta din adânc de viacul. Ne-am obișnuit să ne referim la Unire doar la momentul 1918, dar ceea ce au trăit românii în 1918 e o trăire, e un clocot al ființei neamului cum n-a mai fost. Acum noi ne imaginăm cam cum a fost, dar e greu să înțelegem cam ce au trăit ei și cât de adânc. Mai mult filozofăm, ne lansăm în afirmații, dar ei au trăit. Au trăit real, au făcut. E ca și atunci când ai vorbit despre cum e să te îndrăgostești fără să fii iubit vreodată. Oamenii aceștia au iubit țara. Dar când zic că au iubit-o, efectiv au iubit-o. Nu și-au închipuit într-un fel sau altul că o iubesc. De aceea e foarte important să răspundem chemărilor iubindu-ne și noi țara. Nu la măsura lor, că e altă măsură astăzi.
în vremurile de azi, cu măsura noastră, că asta e chemarea. Nu trebuie să dăm mărturie pentru începutul veacului 20, ci pentru începutul veacului 21 și să ne facem copiii și nepoții să iubească neamul. Să nu le fie rușine. Să ne ajute Dumnezeu să putem realiza de plin asta. Și nu e o treabă numai acum, de câteva luni sau de un an. E ceva ce trebuie să ne asumăm ca un mandat de zi cu zi până închidem ochii. Dacă vrem să mai rămânem aici, că asta ne-a ținut ca neam. Să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, mă iertați că poate am lungit cu unul. Părintele, mi-a dat curaj. Ce sunt cuvinte fără lacrimi? Ce-i viața fără Dumnezeu? Ce-i ziua fără rugăciune? Și cine sunt atunci? Sunt eu? Există un demon ce se ascunde șoptindu-mi parcă că e greu. Și teama. Și teama. Luați-mă. Dar vine îngerul iubirii, trimis de Domnul pentru mine și îmi dă speranța fericirii, nădejdea de a crede în mine. Mulțumesc! Mă iertați, mă iertați! N-am de ce, tocmai vreau să spun că nu că n-am de ce să vă în sensul rău al cuvântului, că așa ce mă trebuie să explic. Tocmai vreau să zic că, iată, ca un făcut, că toată seara asta se încheie cu cel mai, nu știu dacă suport să grade comparație, cel mai autentic tip de emoție. Exact. Și vă felicit încă o dată. Vă mulțumesc tare mult. Să știți că mă trebuiesc că fiind prima dată într-o astfel de postură, cum ziceam, eu spau spațiul cam de acolo, așa e simplu, mănânc semințe, povestesc. În față e un pic mai greu. Nu știu, dacă nu m-am descurcat pe măsura așteptărilor unor adică, mă încerc scuze și o mică data viitoare, deci vă fiu dată viitoare, data viitoare o să reușesc mai bine. Acum, mulțumindu-vă încă o dată pentru prezență, dați-mi voie să vă invit la o răcolitoare, la o lună, mă rog, e un fel de a spune o lună, de fapt, avem două. Undeva acolo, în două lune.